Dacă se întâmplă să fiți nervoși de ceva, tac, tac, așa. E o nouă metodă de a face pâine. Cam atâta. Dacă v-a plăcut, puteți să intrați pe canalul meu și să-mi dați un like, un share, ce doriți. Salut, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria lui Simon. Astăzi facem ceva pâine împletită cu semințe, sau dacă doriți și cu susan. Folosim 500 g de făină, aceste făină, lapte, 200 ml de lapte, 50 g de ulei, 2 ouă, sare, un gălbenuș și drojdie. Avem 500 g de făină, trebuie să o cernem un pic, ca atunci să iasă mai aerată și mai bună. Să iasă ceva delicios. Punem sare, avem lapte, 200 de grame, avem drojdia, drojdia amestecăm cu laptele, punem aici acum și o amestecăm. Bine, puteam să fac înainte un pic de maială, că chiar, da, se pare că nu cred că aș trebui, să le imaginezăm bine, cu sare amestecăm puțin. Facem o pâine cu semințe sau se poate face pâine împletită cu semințe sau cu susan. Acum chiar de mult n-am mai făcut pâine. Punem și două ouă. Așa un pic de ulei. Așa, galbenușul o să trebuie să pun la final să pun pe deasupra, dar întotdeauna sunt un pic de invenții. Chiar n-am mai frământat de mult de când am făcut cozonaci de la începutul anului. Adică de la decembrie. Final sau ianuarie, nu știu. Sper, dragi prieteni, să vă placă în bucătăria lui Simon. De acum începe să capete formă aluatul. Cel mai mult îmi place frământatul. Asta de când se face pâine. Îmi place cel mai mult. Urmează modul de frământare ca lumea. Așa. Parac. Dacă se întâmplă să fiți nervoși de ceva, tac, tac, așa. E o nouă metodă de a face pâine. Se poate. Deja m-am obosit. Cred că de 20 de minute tot ar frământ. L-așezăm frumos aluatul. S-a făcut foarte bine, sunt foarte mulțumit, este foarte moale, neted, este exact așa cum îmi place mie. Chiar de multe ori se întâmplă să mi se facă chiar dor să mai fac câte o pâine, dar din cauza comodității sau altor perspective sau variante care urmează sau pe care le gândesc eu, tot timpul gândesc în viitor, nu-mi fac timp. Și acum așezăm frumos aluatul și lăsăm vreo 40 de minute. Și după aia îl punem în tavă și iar îl mai lăsăm vreo 20 și după aia îl băgăm la cuptor. Cam atâta, îl așezăm aluatul, îl punem să stea 40 de minute și dacă vă place în bucătăria lui Simon, puteți să-mi dați un like sau să vă abonați la canalul meu. Vedem ce se întâmplă mai departe. Rămâneți pe fază.
Dragi prieteni, am ajuns la finalul zilei în care am terminat pâinea de casă, pâinea împletită. Am făcut și cocuți, așa cum se făcea mai de mult, dar am dat o altă formă, o formă mai nouă.